Bună ziua! Bine ați venit la conferința de presă organizată de PNL Pașcani. Astăzi am dorit să transmitem către pașcăneni câteva idei legate de propunerile noastre făcute pentru bugetul de investiții pentru anul 2020 al municipiului nostru. Aș dori să spun câteva idei la modul general referitoare la acest buget, după care am să-l las pe domnul Bodoașcă, colegul meu, liderul de grup din Consiliul Local al PNL, să prezinte în amănunt aceste amendamente și, bineînțeles, la urmă, așteptăm întrebări de la dumneavoastră. La modul general, bugetul din 2020 propus de către primarul Dumitru Pantazi este un buget care tot promite. Promite că la Pașcani se vor face lucruri, că la Pașcani se vor face investiții. Din păcate, astăzi la Pașcani suntem plini de hârtii. Adică concluzia noastră după 8 ani de zile de când Dumitru Pantazi conduce orașul este că este foarte priceput domnia sa să facă hârtii și proiecte. Iar astăzi în bugetul local avem în continuare foarte multe proiecte, studii, hârtii, DALE, SF-uri. Ne așteptam astăzi să vedem din partea domnului primar că ne spune ce s-a făcut, ce s-a realizat în acești 8 ani de zile și cum lucrurile continuă într-o direcție prestabilită. Adică avem pretenția de la conducerea actuală, așa considerăm că ar fi normal, la Pașcani, acel program de dezvoltare a orașului nostru aprobat în 2014, când primar era tot Dumitru Pantazi, acel program de dezvoltare a orașului 2014-2020 să fie un program care să aibă o noimă, să aibă o logică și acolo să vedem că lucrurile sunt propuse și urmărite a se duce la îndeplinire. Din păcate, acel program, cum am spus și în 2014, pe care s-au dat 90.000 de lei, a fost doar un program scris acolo ca să fie scris, da? Iar ceea ce se face astăzi este o atitudine din asta pompieristică. Adică, eu cred că domnul primar, dacă se duce prin oraș și îi spune cineva dintr-un cartier că este o problemă, domnia sa a găsit și o soluție. O trece în bugetul pe anul respectiv. Nu că o face. O trece în buget. Dacă se duce domnul primar în alt cartier, atunci un alt cetățean îi ridică o altă problemă, iar domnul primar zice, lasă, domnule, uite, am trecut-o în buget, o să o facem. Concluzia este că multe din aceste probleme semnalate de către pășcăneni, care sunt în mare parte foarte reale și foarte legitime, adică sunt legate de apă, de canalizare, de drumuri, de asfalt, de iluminat, de piețe, de cimitir, de câini comunitari, toate aceste probleme ar fi trebuit astăzi să fie rezolvate după 8 ani de zile de când PSD Pașcani conduce acest municipiu, atât cu majoritate în Consiliul Local, cât și în executiv, având primar. Pe de altă parte, am considerat că este cazul să propunem câteva lucruri un pic diferite pentru bugetul din acest an, în sensul că am introdus în propunerile noastre, pe lângă sensuri giratorii și alte lucruri din astea care sunt absolut normale, am propus și două idei legate de protecția mediului la Pașcani. În sensul că considerăm că acest subiect nu a fost abordat deloc de către actuala administrație, iar propunerile noastre, cum ar fi pista de biciclete, două stații de monitorizare a calității aerului în municipiul nostru, dar bineînțeles și propunerea cu mașina de spălat străzi, se referă în principal la acest subiect. Adică este un domeniu pe care Dumitru Pantazi nu l-a atins deloc, nu s-a discutat absolut deloc de acest subiect și noi considerăm că ar trebui să fie trecut și o părticică, da? O părticică din ceea ce ne preocupă pe noi pășcănenii ar trebui să țină și de calitatea vieții noastre la Pașcani, bineînțeles calitatea
mediului, a aerului care ne înconjoară. Atât am vrut să spun pentru introducere. Domnul Bodoașcă, vă rog. Da, așa cum a spus și domnul Pintile, lista de investiții propusă de Primăria Pașcani este generoasă în idei. Da? Foarte puține din aceste propuneri sunt finanțate integral. Noi am venit cu o listă de 14 amendamente la care am indicat și sursa de finanțare, așa cum fac în fiecare an, și care vin în completarea celor propuse de către domnul primar. Primele două amendamente arată că suntem consecvenți în ceea ce privește modul nostru de a trata fluidizarea traficului în municipiu și considerăm că cea mai bună soluție este realizarea de sensuri giratorii și în acest sens am propus realizarea de sensuri giratorii permanent pe strada Grădinței la intersecția cu calea Romanului, valoare 30.000 de lei și realizarea de sensuri giratorii strada Grădinței la intersecția cu strada Crimilor, valoare 20.000 de lei, sursă de finanțare, studii, expertize tehnice și alte proiecte, bani care nu sunt folosiți în acest moment. Al treilea amendament rămâne în consecvență în ceea ce privește faptul că Pașcani are nevoie de un obor. Nu în sensul strict, gen comerț cu animale, cu mamifere de talie mare. Vedem în fiecare duminică, atât în piață în vale, cât și în piață în deal, se face comerț cu păsări, mamifere de talie mică, iepuri și alte vietăți. Și credem că locul acestora nu sunt în piețele alimentare. De aceea vrea să amenajăm un obor pentru vânzare de animale și ca idee nu e neapărat nevoie. Cred că putem acolo să integrăm și o zonă, așa cum au alții, da? Vechile talciocuri sau târguri de vechituri. Cred că coexista aceste două activități. Articolul 4, realizare zonă de agrement integrată, zonă Lac Peștișorul, instituția Lucio Apă și Bazin, valoare 25.000 de lei, sursă de finanțare. Aici venim și suntem în contradicție cu cei de la Primăria Pașcani, ei au propus un studiu de concesionare Lac Peștișorul și Bazin Lac. Noi considerăm că acea zonă trebuie să rămână de utilitate publică. După reabilitare, am dorit ca instituția să fie concesionată pentru o terasă. Activitatea de agrement pe luciul de apă poate fi desfășurată de către societatea care va exploata și strandul municipal, iar zona de bazin trebuie să fim vizionați, să ne gândim așa. Acolo noi am propus o pistă de role pe timpul verii și un patinoar cu gheață pe timpul iernii. Gândiți-vă că acolo trebuie un plus din punctul nostru de vedere și să putem realiza iarna patinoarul, aici în zona din deal, unde se face acum, patinoarul nu va mai putea fi amplasat aici, că aici va veni grădiniță, da? Așa avem noi. Unde vom pune patinoarul? Pe terenul de la clubul sportiv, acolo unde se fac acum zilele orașului, va veni bazinul de not. Unde vom face zilele orașului? Considerăm că acea zonă asta, ne-am gândit, poate fi folosită pentru aceste activități. Iarna patinoarul poate fi amplasat acolo, pe bazinul de alături și făcut o zonă un pic mai mare, poate să vină până aproape de la, și vara să organizăm zilele orașului în acea zonă. Da, trec acei 5 ani în care eram monitorizați, se pot realiza acolo zilele orașului, mai ales că avem în plan să facem și o toaletă publică, va fi și terasă, va fi o zonă frumoasă. Articolul 5, acest amendament, dali, igienizare subsolul blocului și locuiri acorduri de canalizare, valoare 50.000 de lei, sursă finanțare, bunuri și servicii, buget inițial 20 de milioane, peste 20 de milioane. Avem un proiect de hotărâre depus la Consiliul Local, prin care vrem să se aprobe un regulament prin care să acorde sprijin financiar asociatelor ce doresc să-și igienizeze subsolurile blocurilor și să schimbe acordul de canalizare de la subsolul blocului până la rețeaua de canalizare, unde apa vitală nu intervine. Am propus o sumă modică pentru vrem să fie un proiect pilot, da? 50.000 de lei din calculele noastre ar fi cam 10 asociații, s-ar încadra la cum am făcut noi. Sperăm ca cei de la primărie să accepte și să facem aceste lucruri. Avem nevoie de subsoluri curate care să nu mai fie un pericol pentru sănătatea publică. Al șaselea amendament, amplasare două stații pentru monitorizarea calității aerului, valoare 20.000 de lei, e o sumă orientativă, dar ne-am interesat și aceste stații de monitorizare a calității aerului pot fi achiziționate cu sprijinul Ministerului Mediului sau chiar din surse, din fonduri europene.
se va pune un mare accent pe viitor pentru ceea ce înseamnă mediu. Vedem că toate orașele au problemă și suntem în procedură de infringement la Uniunea Europeană pentru calitatea aerului. Noi la Pașcani nu am făcut niciodată o măsurătoare, să vedem cum stăm. Cred că e timpul să ne aliniem și noi standardele europene, să vedem cum stăm și să ne îmbunătățim eventual calitatea aerului. Asta la capitolul învățământ, un singur amendament, reparații, instalații sanitare Liceul Nicolae Iorga, valoare 15.000 de lei, sursă finanțare, achiziție terenul public pentru terapie publică, acolo a fost un buget inițial de 200.000 de lei, a fost în fiecare an un buget acolo, nu s-a întâmplat nimic, cred că nici anul acesta nu se va achiziționa niciun teren, deci cred că acei bani pot fi folosiți, în special pentru reabilitarea subsolului și instalații sanitare de la etajul 2 de la Nicolae Iorga, care chiar au nevoie de reabilitare. La sănătate avem un singur amendament, renovare spațiului destinat centru de recoltare a sângelui, valoare 150.000 de lei, sursă finanțare, capitolul cultură, recreere, religie, bunuri și servicii, buget inițial 707.000 de lei. Știm că am dat acest spațiu pentru înființarea centrului de recoltare a sângelui, am așteptat 2 ani de zile, nu s-a întâmplat nimica. Eu personal m-am simțit umilit atunci când am văzut că niște copii dintr-o asociație fac evenimente pentru a strânge bani, să reabiliteze un spațiu, să ne dea nouă comunități locale un serviciu de care avem nevoie. Consider că anul acesta putem să renunțăm la câteva spectacole, dar acest capitol de 707.000 include și spectacole pe care Primăria Pașcani vrea să le facă anul acesta, putem foarte frumos să renunțăm la câteva spectacole, să alocăm exact 150.000 cât au preconizat cei de acolo că au nevoie și anul acesta să terminăm cu renovare și eventual dotarea acelui centru de colectare a sângelui. La capitolul cultură, culte, sport, un singur amendament, modernizare, studiu de fezabilitate, modernizare stradă municipal, valoare 30.000 de lei, sursă de finanțare, dotare ceasul stradal. Cred că este mai important să avem un studiu care să ne pună, da, să ne prezinte un viitor pas de modernizare a strandului municipal, nu arată cum trebuie strandul, vedem și noi în celelalte localități din jur, da, la Fălticeni, la Roman, cum arată, ar trebui să arate un strand cu mai multe bazine de not, cu dușuri, cu locuri pentru alimentație publică. Cred că putem să intrăm la cele ceasuri stradale și să facem acest studiu, astfel încât să pregătim documentațiile, să avem câțiva ani un strand așa cum îmi dorim cu toții. La capitolul transporturi avem mai multe amendamente. Un amendament pe care îl propunem de 3 ani de zile sunt niște dorințe a cetățenilor din zona aceea, dale extindere rețea canalizare strada Mihai Eminescu, bloc C21, valoare 10.000 de lei, sursă finanțare bunuri și servicii, buget inițial 20 de milioane. Este o zonă care se inundă la fiecare ploaie și oamenii de acolo doresc să se facă acea canalizare, foarte puțin, e o conductă mică, dar nu se face. Al 11 amendament, articol bugetar 71.03, dale, realizare parcare pe terenul în suprafață de 1.300 metri pătrați, număr cadastral 65.239, situat în strada Găliniței numărul 1, municipiul Pașcani, valoare 100.000 de lei, capitolul bunuri și servicii, buget inițial 20 de milioane. Știți despre ce e vorba, am avut un proiect de hotărâre prin care am dorit ca cei de la Pahmai au dorit să concesioneze un teren din apropierea fabricilor prin care să-și realizeze o parcare destinată salariaților. Proiectul a fost respins și un motiv pentru care a fost respins a fost că vom face noi acea parcare. Am uitat pe lista de investiții, nu am găsit-o și atunci ne-am gândit că poate e bine să-i ajutăm pe cei de la Primăria Pașcani să țină de cuvânt. Dacă au promis că o fac ei parcare, să o facă. 12. Articol bugetar 7.01. Achiziție bunuri și dotări, autocisternă pentru spălat și stropit cu noaptă presiune. Valoare 500.000 de lei, iarăși o valoare orientativă, prețurile diferă. Sursă de finanțare, leasing financiară sau împrumut bancar. Considerăm că este neapărat nevoie de o mașină pentru spălat străzile. A trebuit și dumneavoastră ce s-a întâmplat acum, zile trecute, când cei de la Ecosalubritate au curățat, au spălat și imediat a doua zi a venit acea vreme cețoasă, da? Și nu se mai putea circula de mâzgă, de mână pe stradă. Gândiți-vă că atunci când va veni perioada caldă, acel strat de noroi se va transforma în praf pe care îl vor resimți cu toți.
Iarăși un lucru legat de mediu și am văzut o recomandare de la Agenția Națională de Monitorizare a Calității Serviciilor se impune spălarea cât mai des a străzilor pentru a elimina aceste particule de praf nocive pentru sănătatea omului. Avem nevoie de o autocisternă să poate achiziționa prin leasing financiar sau într-un bancar, pentru că noi stăm bine și la capitolul datoriei publice. 13. Articol bugetar 71.03. Studiu de soluții. Îmbunătățirea infrastructurii pentru bicicliști prin identificarea și realizarea unui circuit integrat de piste pentru biciclete. Valoare 30.000 de lei. Capitol sursă finanțare. Achiziție terenului pentru utilitate publică. Buget inițial 200.000 de lei. Am spus că aici cred că nu se va întâmpla nimica. Și acum a spus și domnul Pintilie. Trebuie să avem un circuit, o idee măcar de cum am vrea să îmbunătățim infrastructura rutieră pentru bicicliști. E o tendință la nivel mondial în care să se folosească mai mult bicicleta pentru a elimina poluarea. Pentru capitolul bugetar viitor al Uniunii Europene vor fi alocați foarte mulți bani pentru asemenea proiecte. Ar trebui să ne pregătim, să gândim niște soluții, ne va ajuta să ne îmbunătățim și infrastructura rutieră, da? În clipa în care vom face un studiu integrat, niște soluții integrate pentru crearea de bicicliști, ne va ajuta să îmbunătățim și infrastructura rutieră. Și un ultim, dar nu cel de urmă, amendament. Știți că am depus un proiect de hotărâre prin care dorim să reființăm cinematograful ca activitate la Casa de Cultură. În acest sens am propus transferul sumei de 500.000 de lei de la bunuri și servicii buget inițial 20.500.000 la în bugetul Casei de Cultură, astfel încât aceștia să poată să-și înceapă procedurile de achiziție acelor echipamente audio-video, să poată să-și facă regulamentul și în cel mai scurt timp cinematograful să funcționeze la Pașcani, măcar pe uzeu. Acestea sunt amendamente, cred că vin foarte bine în completarea celor propuse de primirea Pașcani. Sperăm ca domnul primar să preia cât mai multe din acestea, pentru că le-am depus în termen legal, iar cele care rămân sperăm să-i convingem pe colegii noștri în plenul ședinței în care va fi aprobat bugetul și lista de investiții, că sunt utile și necesare pentru cetățenii din municipiul Pașcani. Întrebări. Noi am încheiat, dacă dumneavoastră aveți întrebări, vă rog. Cu referire la proiectul pe care l-ați depus pentru acordarea de sprijin în vederea modernizării subsolului locurilor, tocmai s-a încheiat o conferință de presă la primărie. Un administrator public spune, a dat exemplu localității Giurgiu, acolo unde Curtea de Conturi ar fi recomandat ca sumele să fie recuperate, cele care au fost acordate ca și ajutor asociațiilor de proprietari legal constituite. Eu am o altă informație de acolo, tot de la Giurgiu, prin care Curtea de Conturi a venit și a recomandat doar schimbarea unui capitol. Un capitol, un paragraf din regulament și o să vedeți că apare o hotărâre, ultima hotărâre a lor, pe care a schimbat au dus o clarificare la un articol din regulament. Atât. Nu că ar fi ilegale ajutoare. Privind finanțarea. Nu. Erau aici cei de la Curtea de Conturi și vedeți ultimul proiect de hotărâre a celor de la Giurgiu, pe care spun că conform recomandărilor Curții de Conturi, se impune ca un articol, nu am acum care o să discutăm în comisie, că va ajunge urmează comisie de urmă, să fie mai clar. Deci asta au îmbunătățit regulamentul pe fond. Este foarte legal și foarte corect ca să poți să susții asociațiile de proprietari. Uitați-vă și propunerile făcute la nivel de București, acolo unde sunt bani, primăria vrea să-i sprijine pe cei care locuiesc la bloc în înlocuirea lifturilor. Pentru că liftul, în general, este o cheltuială foarte mare. Sunt foarte multe blocuri, ca și în Pașcani, unde liftul nu a fost niciodată schimbat. Avem acele blocuri cu lifturi de la, din momentul în care s-au dat în folosință blocurile. Deci se poate face așa ceva. S-au dat, deci prin hotărâri de Consiliul Local, prin voința exprimată în Consiliul Local, se poate susține activitatea, să zicem, din domeniul privat, proprietatea privată. Că ea este singulară sau că este asociată, ca în cazul asociațiilor de proprietari, nu este nicio problemă. Completare, deci ceea ce spune domnul Pintilie, este la sectorul 1. Sectorul 1 din București are atât de mult bani încât își permite să schimbe și lifturile, dar ce au făcut până acum? Au finanțat
integral, 100%, anveloparea tehnică a blocurilor. Integral, 100%. Verificați, vă rog, sunteți sceptici, dar verificați. Din, nu din acel program cu 50, 30, 20. Cu 100%. Vă rog, dacă sunt alte întrebări. Da, dacă aveți un suport, poate mai multe explicații pentru chestiunea asta. Creați un orizont de așteptare și totodată și o mare confuzie. Sunt două puncte de vedere. Unul, cel prezentat de administrația locală, cel al doilea punct de vedere, cel prezentat de dumneavoastră, că pe domeniul privat pot fi făcute investiții din domeniul, din fonduri publice, din buget public. Confuzia acum, este... Vă rog, terminați întrebarea. Acum aduceți în discuție că și lifturile. Vă dați seama că cât de mult se deschide perspectiva privitor la lucrările care pot fi făcute în, în blocuri. Vă întreb asta pentru că sunt niște precedente amendate în administrația locală. Ele au fost găsite, identificate și amendate, tot cu investiții pe domeniul public. Aș vrea să știu dacă aveți și un alt suport legal, aveți și un consilier în domeniu și dacă știți care este suportul legal, vă rog să-l spuneți. Dincolo de vorbe, că vorbele sunt vorbe. Răspund eu, deci. Confuzia este creată de către cei de la primărie, în primul rând. Noi suntem foarte siguri pe ceea ce spunem. Iar noi am depus, în consecință, proiect la Consiliul Local. Eu aștept din partea celor de la Consiliul Local, mai ales de la departamentul juridic, să spună ce nu este legal. Da? Deci să nu procedeze cum au procedat până acum, în sensul că nu le dau rapoarte, pentru că sunt proiecte puse de la liberal. Proiectele puse de la liberal ar trebui să primească rapoarte din partea compartimentelor de specialitate. Iar cei de la juridic ar trebui să spună, domnule, este legal sau nu este legal. Din acel moment, eu dacă sunt mulțumit de răspuns sau nu, pot să fac și alte demersuri mai departe, să întreb la prefectură. Da? Noi ne-am făcut datoria și am semnalat o problemă de oportunitate. Un consilier local, în principal, identifică probleme de oportunitate. Am luat exemple din alte orașe. Treaba celor de la primărie, din instituțiile statului, este să clarifice lucrurile referitoare la legalitate. Dar eu așa consider că este oportun să-i ajutăm pe cei care locuiesc la bloc. Nu doar ei sunt beneficiari de acolo, pentru că acele subsoluri inundate și mizerabile astăzi sunt o problemă de sănătate publică pentru toată lumea. Da? Deci nu că le-am dat noi cuiva și el este beneficiarul și a luat banul și s-a dus cu el acasă. Cu toate că vă aduc aminte și în Consiliul Local s-au făcut multe hotărâri de Consiliul Local în care, de exemplu, s-au scutit de la plată. Sau s-au anulat anumite dobânzi sau penalități în momentul în care îți plătești baza. Și alea pot fi interpretate, domnule, i-ai făcut un favor cuiva. Nu este un favor. Deci este o hotărâre de Consiliul Local, da? Aprobată, legată, care stabilește niște oportunități, niște direcții pentru dezvoltarea orașului. Bun. Noi am venit cu viziunea noastră. Am înțeles. Da, spun. Mai fac o clarificare. Vă văd dumneavoastră și cei de la primărie faceți o confuzie, îmi pare rău să o spun. Deci nu face, primăria nu face investiții pe proprietate privată. Finanțează. Nu. Investiția va fi făcută de către asociația de proprietate, primăria finanțează. Pe principiu, și vă spun pe care principiu. Pe principiu autonomiei locale, se dă voie să face asta, așa cum face primăria, acordă finanțări pe proiecte la ONG-uri. De curând va aduc, a făcut o finanțare pentru o tablă de sculptură, da? Cu un ONG. Pe același principiu se face. Legea permite administrațiilor locale să facă astfel de lucruri, să ajute, nu să facă investiții, da? Să vină în sprijin, cu sprijin financiar pentru anumite proiecte. Iar unul din ăsta, un proiect pe care am avut noi, e acesta. Ingenierea e sub sol. Primăria poate să acorde acest ajutor financiar. Aș putea clarifica mult mai simplu. Primăria nu este o societate comercială care face investiții și urmărește realizarea de profit. Scopul administrației publice locale este creșterea calității vieții cetățeanului. Argumentul juridic pentru astfel de investiții, cum le-ați spus dumneavoastră, este însă și hotărârea de Consiliul Local. Orice cheltuială care are la bază hotărârea de Consiliul Local este hotărâre legală. Bun, dacă permiteți, este mai mult decât oportunitatea pe care ați exprimat-o. Ați propus un proiect de hotărâre care are în dispozitiv un argument juridic. Eu la acel argument juridic mă refer.
dacă motivele invocate în dispozitivul respectiv sunt legale sau nu. Punctul care de este vedere baza legală este de acolo. Cât se poate de legal. Cât se poate de legal. Am înțeles. Vă rog. Bun. Aș mai avea câteva întrebări. O parte din proiectele propuse de dumneavoastră, amendamente la buget, da, se pare că sunt cuprinse și în proiectul prezentat astăzi, iată, de primărie. Foarte de bine. Foarte bine. Cel care a fost pus dezbatere publică, nu le include. Dacă le-am preluat de el, dacă vreau să vorbesc, vă rog. De exemplu, pe strada Grădiniței veniți cu o propunere, două de altfel, cu sensuri giratorii. Înțeleg că sunt cuprinse pe strada Grădiniței un proiect de reabilitare, amenajarea străzii Grădiniței, care ar include și cele două propuse de dumneavoastră. Foarte bine. Întrebarea? Întrebarea este dacă știați de lucrul ăsta sau dacă insistați sau apăsați mai mult ca cele două să fie făcute înainte sau cum? Pentru că e clar că se va renunța la unul dintre cele două variante. Nu se exclude un lucrat. Deci noi în Consiliul Local stabilim voința. Da? Noi venim cu niște propuneri și trebuie stabilită voința. Și finanțarea. Acum, dacă ar fi da, bineînțeles, stabilim sursa de finanțare. Dacă ar fi să luăm pe principiu, domnule, noi nu facem nimic până ce nu schimbăm orice de pe strada aia, vă dați seama că dezvoltarea orașului ar fi îngreunată. Astăzi, în orașul Pașcan, sunt niște priorități, sunt niște urgențe. Din punctul nostru de vedere, situația cu aceste sensuri giratorii, ținând cont de accidentele care au fost, sau sensuri giratorii din față de la Calfa, da? De care toată lumea vorbește și de care toată lumea spune, domnule, este o idee bună. Eu nu aștept pe strada Mordovei la Kaufland să văd dacă am schimbat țeava de apă sau fac sensul girator. Deci, investițiile pe infrastructura de utilități au ritmul lor. De preferat este să le faci într-o logică, în sensul, dacă pot acum schimb țeava, ca să nu mai săpla anul din nou. Dar dacă ele nu sunt acolo sau nu sunt prevăzute sau orizontul de timp este foarte îndepărtat, ar trebui să facem un sens giratoriu, pentru că sensul giratoriu se poate face din niște materiale, acum ne întoarcem la chestii tehnice, se poate face din niște materiale care sunt demontabile, de exemplu din pavele, pentru să face toată țara asta. Și atunci pierderea nu este foarte mare, dar saltul de calitate și beneficiu pentru cetățean este foarte mare și direct și foarte ușor de realizat și imediat. Strada Grădiniței este prinsă la Dali cu 100.000 de lei. Deci asta știți dumneavoastră acum, procedurile va dura cel puțin 3 ani de zile până când va putea efectiv fi realizată investiția pe strada Grădiniței. Credeți că putem să mai stăm încă 3 ani de zile sau putem să facem acele sensuri giratorii? Vă rog, altă întrebare. Între întrebări nu sunt legate de buget, sunt legate de o conferință anterioară, permisiunea colegilor, dacă au răbdare. Ați spus într-o conferință anterioară că terenurile pe care societatea dumneavoastră le deține, fără contracte, sunt deținute cu acordul Consiliului Local, sau cu știință, sau cu acordul și știință, sau ceva de genul ăsta. La ce anume v-ați referit? Adică despre care acord este vorba? Eu v-am spus că de la primărie am decizii de impunere și toate deciziile de impunere le-am achitat. În trecut, în prezent, dar și în viitor, n-am avut și nu o să am niciodată datorii la bugetul primăriei. Vă referiți la deciziile de impunere, rezultate din hotărârea? Restul de probleme care țin de subiectul ăsta, știți și noastră că suntem în instanță cu el. Lăsăm instanța să-și spună punctul de vedere, după care vom face... În instanța este cu totul altceva. Sunt niște procese verbale și atâta tot. Eu mă refer strict la ocuparea domnului. M-ați întrebat? Eu v-am răspuns. Atâta timp cât sunt în instanță cu aceste subiecte, n-are rost să comentăm. Așteptăm instanța... Ați făcut o declarație și aș vrea să știu despre care acord ar fi vorba. Erați la conferință, v-am spus, v-am explicat. Ați fost la celelalte, subiectul se discută de 2-3 ani de zile, dumneavoastră tot mă întrebați de 2-3 ani de zile. Același subiect, eu vă spun că lăsăm instanța să-și spună punctul de vedere, n-are rost să mă dau cu părerea înainte. Cine nu este mulțumit, am spus-o și altă dată. Poate să facă plângeri, poate să facă reclamații, poate să facă orice fel de... Celor cu două întrebări. Am înțeles.
societatea a fost somată, societatea lor Rimer, să elibereze terenurile ocupate fără contract. De ce nu le eliberați? Am spus că subiectul este în instanță. Deci noi suntem în instanță cu acest subiect. Nu cu alt subiect. În procesul verbal nu se face referire la chestiunea asta. Adică s-a făcut... Dar dumneavoastră știți că sunt în instanță cu subiectul. Știu, dar procesul verbal sau procesul verbal... Vom vedea ce spune instanța, cine are dreptate și cine nu. Și în consecință o să facem ce spune instanța. Nu au legătură întrebările care vi le adresez cu procesele verbale contestate de dumneavoastră. Știți asta? Nu. Este același subiect care este același subiect, este dar nu am legătură cu ceea ce vă întreb eu. Am înțeles. V-am răspuns? Nu. Aveți altă întrebare? Da. Vă rog. Ați primit mai multe răspunsuri, ultima dată, ați primit mai multe răspunsuri din partea administrației locale la cererile depuse de dumneavoastră? Nu am primit răspunsuri. În marea lor parte nu am primit răspunsuri. O parte le-ați primit. Le-am și publicat. Da. De ce mai insistați cu cereri și așteptați răspunsuri când în adresele respective vi se spune foarte clar că cererile nu pot fi satisfăcute, având în vedere că terenurile sunt deja ocupate. Adică nu pot fi scoase la închiriere sau licitație. Este greșit. Este greșit răspunsul? Da. Răspunsul primăriei? Da. Și pentru că primăria tergiversează aceste lucruri și intenționat... Cum tergiversează? Tergiversează răspunzând în mod eronat. Asta m-am spus și mai devreme, atunci am considerat că cel mai bine este ca lucrurile să fie lămurite în instanță. Pentru că așa și eu mă dau cu părerea, primăria se dă cu părerea. Dar dumneavoastră știți că în instanță nu se discută chestiunea asta. Nu, în instanță exact chestiunea asta. Nu, se discută procesele verbale, atât. Ce-a deci, eronat răspunsul respectiv, dacă îmi puteți spune și mă? Deci eu, de exemplu, am făcut o cerere pentru o închiriere cale de acces într-un spațiu, da? Când ne s-a întâmplat asta? Am făcut acum câteva luni de zile. La urmă dați primit răspuns. Deci, vedeți că domnul Cojucaru știe mai bine ca mine. Da. Alții au beneficiat de contracte pentru căi de acces. Eu, de exemplu, mie nu-mi dă nimeni contract pentru căi de acces. Sau să-mi spună, domnule, e corect, e bune, nu? Sunt multe contracte, sunt multe specii în municipiul Pașcani care s-au rezolvat cu cereri simple, vin la primărie, intră pe procedură și se dau contracte. Mie nu mi se dă. Acum, eu nu vreau să mă victimizez, să spun, domnule, de ce nu mi se dă mie, cu tare. Dar, în general, nu sunt alte subiecte decât acelea, iar răspunsul meu va fi întotdeauna ăsta. Atâta timp cât speța, la modul general, este în instanță, aștept ca instanța să se pronunțe și după ce se pronunță în instanța, vom vedea ce face. Dacă cineva nu este mulțumit, cum au mai spus și alți consilieri locali sau cineva din oraș, oricine din lumea asta nu este mulțumit de situația de acum, poate să facă plângeri, poate să facă reclamații, poate să facă orice. Eu mă simt liniștit și în regulă, deci nu cred că voi suferi absolut deloc. Chiar cred că dacă cineva va face plângeri, cum tot s-a lăudat că face, va aduce niște clarificări suplimentare. Tot m-ați răspuns ce anume nu este ok în răspunsul celor de la primărie. Adică, nu știu, au ceva, un paragraf care nu e legal sau ce? Deci, dacă mă întrebați pe mine din punct de vedere juridic, da, ar trebui să fiu jurist și să... Eu am făcut o cerere simplă ca orice cetățean al municipiului ăsta. La cererea respectivă, același tip de cerere, pentru unii s-a rezolvat, pentru unii nu s-a rezolvat. Dar terenul era... Pentru mine nu era s-a rezolvat. Ocupat, la dumneavoastră este ocupat. Înțeles. Deci, eu, văzând că primăria nu face decât să tergiverseze sau să nu rezolve problema, atunci eu am zis, doamne, mergem în instanță, așteptăm instanța, n-are rost să discutăm noi, ne dăm cu părere. Altfel pus un pic întrebarea. Solicitarea care a făcut de primărie, pe suprafața respectivă, este liberă sau este ocupată deja? Deci acele suprafețe sunt ocupate. Dar vedeți dumneavoastră că discutăm în continuare despre pitilie. Eu mă bucur că dumneavoastră aveți o preocupare excesivă din punctul meu de vedere referitor la subiectul ăsta. De exemplu, dumneavoastră n-ați întrebat nimic, nici de amendamente, nici de ce facem, nici de ce propunem. Chestiunea asta pentru da. Că era domnul Cojucaru, la orice conferință de presă, este foarte interesat de subiectul ăsta cu pintilie, cu terenurile.
Dacă asta este preocuparea și credeți dumneavoastră că pășcănenii asta vor să audă, ce problemă? Da, sunteți invitați aici, puteți să întrebați ce doriți. Candidatul la primărie trebuie să dea exemplu de respectare a prevederilor locale. Exact. Asta spun toți, și eu. Toți. Categoric. Asta spun și eu. Revin la acele amendamente, am și eu două întrebări. Rugăm. Unde ar trebui să fie ambasada celor boli? Sau aveți o locație? Există un spațiu pe care se știe de ani de zile. Aprobat în locație. Același spațiu, nu... Aceeași locație, da. Și la lacul Peștișor a spus că nu ar trebui să fie concesionat după ce s-a rezolvat situația malului de acolo, de în zonă? Nu, punctul nostru de vedere este că acolo trebuie să rămână o zonă de agremiat, de o zonă publică, v-am spus cum. Doar instituția să fie concesionată pentru înființarea unei terase de alimentație publică, luciul de apă să fie exploatat, să fie a cetățenilor, iar serviciul acel de agrement pe, cu bărcuțe sau ce vrei să face să fie, putem să-l dăm la un privat să le exploateze, dar cred că cel mai bine ar fi să fie gestionat. Doar instituția să fie concesionată. Da, este obligatoriu, iar celălalt bazinul de alături, cu atât mai mult trebuie făcut o suprafață pe care să o folosim. Parte nu aparcare pentru evenimente culturale. La parc ne dorim, dacă îmi permite, să creăm o zonă de agrement mai mare și să fie, cum să spun, mai completă. Adică acolo nu doar am o zonă de promenadă, dar este acolo, da? Vedem zona respectivă în ansamblu ei, da? Și zona de promenadă, și zona de terasă, și zona de plimbare cu bărcuțele pe apă, și parcare, loc pentru sporturi, pentru basket, pentru ce se poate face, da? Părculeți de joacă pentru copiii mai mici, da? Dar acea zonă poate fi folosită, bineînțeles, și pentru zilele orașului. Pentru că zilele orașului pe acolo... Da, noi considerăm... Da, deci știți cum e? Noi am considerat, dar bineînțeles astea vor fi făcute calcule precise de cei care vor face un proiect în sensul ăsta, că scena se poate amplasa la zilele orașului cu, spate, cu spatele către Biserica Catolică. Deci acolo credem că se poate face scena, iar în lungimea ei tot acea suprafață plus partea din stânga, da? Imaginați-vă și malul din dreapta scenei unde acum este efectiv mal de pământ, acolo se pot face niște trepte, da? Nu foarte înalte, dar măcar două, trei rânduri de trepte cu scaune, în așa fel încât să ai o zonă un pic de amfiteatru, da? Să poți să stai la spectacol, să urmărești și prezintă pe scenă. Deci, asta este soluția cea mai bună, nu vom deranja multă lume acolo, sunt câteva case în zonă, suntem conștienți că acei oameni probabil vor fi deranjați un pic, dar casele sunt mai puține decât în zona stadionului. Iar la stadion avem aprobat și predat amplasamentul la bazinul de nord, iar pe terenul Siretu este un proiect acolo, iarăși cu două terenuri de fotbal care trebuie să amenajeze, deci nu vom avea altă zonă în care să facem zilele orașului. Noi, în preocuparea noastră de consilier local, am zis, dom'le, dacă ar fi să propunem noi o soluție pentru zilele orașului, unde ar fi? Atunci, așa am gândit-o noi. Asta este propunerea noastră, repet, noi așa considerăm oportunități. Suma statuită pentru centrul de recoltare, cum s-a făcut? Adică ați făcut un studiu, ați discutat cu cineva sau doar din pic, s-a spus, domnule, hai să complice, să spunem? Suma spusă de inițiatori. Da, de ONG-ul cel care se ocupă, Ambulanța Life. Ei au spus că le mai trebuie 150.000 de lei, inclusiv domnul inițiatorul proiectului, domnul Lariu, a spus că atât mai trebuie, 150.000 de lei. Ei au spus suma, bănesc, noi venim în spirit. Au calculat ei, noi avem încredere, am votat. Să, tot pe același principiu să facem. Ori reabilităm noi, o să facem un contract cu un ONG, da, cu, să facem un parteneriat. Pot fi dat banii și către acel ONG, Ambulanța Life. Da, pentru, indiferent, oricum, orice soluție, dar trebuie să se facă ceva acolo. Nu putem să mai așteptăm. Suntem de 2 ani, te diversăm. Am așteptat. Trebuie să schimbe mica. Am luat noi taule de coare, nu o să spun. Și o întrebare și trebuie. Reabilitarea sau modernizarea ștrangului actual, cum îl vedeți? Adică în ce parte de extins? Da. Da. Dar există teren? Da. Zona din dreapta, dacă știți. Cum vă uitați la ștrang, zona din dreapta, acolo este o cale de acces către stadionul CFR, care nu se folosește. Da? Deci credem că și în spate mai este. Până în terenul de, da, de sport mai e o bucată acolo. Acolo, noi am constatat anul trecut, da?
În perioada de vară, cu toate că era deschis strandul, nu era frecventat de foarte multă lume și în continuare, discutând cu pășcăneni, au spus, domnule, da, e deschis strandul la noi, dar e urât. Nu prea ai ce face. Nu prea ai ce face. Acolo trebuie să creezi tot așa, o mică zonă în care poți să ai un teren sau două de volei pe nisip. Da? Se poate face o zonă de recreere, în sensul că dacă vrei, eu știu, să eu visez acolo o chestie, două, trei grătare, vii de acasă și îți faci ceva, da? Zona de strand pentru adulți, dar și o zonă de strand pentru copii, mai mici. Pentru că este periculos să vii cu copilul mic, eu știu, la 4-5 ani de zile, în bazinul ăsta care este destul de mare pentru ei. Deci se poate face acolo o zonă în așa fel încât strandul nostru municipal să devină atrăgător. Este aceeași idee care stă la baza și proiectului cu cinematograful. Trebuie să facem cumva ca pașcanenii să nu mai plece din Pașcani și să cheltuie banii în altă parte. Avem nevoie să dezvoltăm cumva economia locală pe cât posibil și atunci trebuie să-i facem să rămână la Pașcani în weekend, da? Să rămână la strand vara și să cheltuie acolo bănuții, eventual seara să-l invităm la un film la Casa de Cultură, iar eventual duminica să-i organizăm un festival sau un târg într-una din piețele din municipiul nostru și cred că weekendul este complet. Nu o să fie tot timpul prezenți la Pașcani, lumea va încerca să viziteze și altceva, dar măcar să schimbăm cumva acest flux de oameni și de bani care pleacă din orașul nostru. Vă mulțumim!